Luni debutează plombările de primăvară, de pe ce va repune în funcțiune stația de mixturi asfaltice, așa că lucrările vor putea începe. Primele străzi sunt Alba Iulia, Calea Dumbrăvii și Vasile Mile. Așadar, străzile din oraș intră în reabilitare. Vor fi plombate gropile care s-au format peste iarnă, iar unele străzi vor intra într-un proces de modernizare. Pe strada Țiglari s-a reluat lucrul pe tronsonul între Magheranului și Lutului. Acolo săpătura generală este deja aproape finalizată, s-a început de luni. Săptămâna viitoare încep lucrările pe strada Nouă. Pe strada Lungă vor începe lucrările de refacere a carosabilului. În această primăvară, este vorba în prima etapă de tronsonul dintre podul peste calea ferată, din sensul giratoriu, și până la strada Țiglari.